Pe lângă succesul înregistrat de numărul mare de participanți a 36-a ediție a Cupei Mărțișorului, a fost un succes și prin numărul mare de rezultate obținute de sportivii băcăuani. S-au luptat cu ambiție și mai mult decât orice au impresionat la capitolul tehnic, spre deliciul atât al antrenorilor cât și al părinților. Cupa Mărțișorului este la 36-a ediție și sunt 24 de echipe și 317 copii. Totodată cu Cupa Mărțișorului este și etapa de Eurozonă la categoria de vârstă U16. La rândul lor, tinerii sportivi prezenți pe cele trei saltele de luptă s-au declarat mai mult decât încântați de nivelul competiției, mai ales că aceasta a fost un preambul al unei alte competiții foarte importante. La categoria de vârstă U16, calificarea pentru finală, care va fi la Onești peste o lună.